Bună, Silvia! Să vorbim puțin de concurenții noștri din sezonul 6 și nu doar. Să începem cu Sebaidin. Sebaidin, după cum știți, chiar la începutul competiției a intrat în cunoaștere cu Damaris, dar n-a fost pe aceeași lungime de undă, pentru că ea era în lumea ei, avea lumea ei proprie și nu s-au potrivit, chiar nu s-au potrivit absolut deloc. De fapt, ea nu se potrivește cu nimeni. Apoi a intrat Ada, a încercat o cunoaștere cu ea, dar el a cam respins-o sau a fost doar ideea mea. Eu așa am observat că el a cam respins-o în competiție, bine că era și mama lui, dar acum, de când au ieșit amândoi, se pare că au început o relație confirmată de Ada. Au făcut și revelionul împreună. Ada arată foarte bine, a mai slăbit și el arată bine, mai bine ca în emisiune. Chiar îmi place de ei, măcar dacă s-ar lega ceva. De ce nu? Sunt tineri, sunt frumoși? De ce nu? Valentin a făcut și el primului live în dormitor. Am văzut-o și pe Gabriela, era în pat, că toți întrebau unde e Gabriela, unde e Gabriela, e aici. A răspuns la multe întrebări, tot felul de întrebări și mai plăcute și mai neplăcute. În spate avea o bibliotecă și a întrebat cineva dacă a citit toate cărțile. Normal că le-a citit, pentru că cine ține o bibliotecă în casă fără să le citească cărțile din ea, cine ține? Și eu am bibliotecă, bine, nu așa mare ca lui, am avut. Când am fost în țară, am avut la casa părintească, am avut o bibliotecă mare. Și am citit toate cărțile, care le am acum, nu le am doar în română, am și în engleză, am și în greacă. Și le-am citit absolut pe toate. Chiar sunt cărți care le-am citit de mai multe ori. Am o carte care o citesc doar la plajă și am citit-o până acum de 11 ori. 3 volume, fiecare volum de 11 ori. Nu mai mă satur de ea. Nu vă spun care carte ca să nu se creadă că fac reclamă. Oricum e de dezvoltare personală, pentru că astea sunt preferatele mele. Și Valentin vorbea de George, când în competiție ei erau bucătarii, mai mult Vali. Mai mult el, pentru că gătea foarte bine și prăjitură făcea și orez, era orezul. Cum făcea orezul Valentin și cum făcea orezul George. Dacă se consuma, era comestibil, era foarte bun, înseamnă că îl pui ulei, că nu pui ulei, asta e. Cartofi, iar vorbeau despre cartofi, cum se fac cartofi, cum sunt mai sănătoși cartofi, sunt sănătoși oricum, numai cartofi prăjiți nu. Eu am foarte mulți ani de când n-am mai gătit cartofi prăjiți în ulei, numai. Nu. Și nici nu o să mai vreau. La cuptor, fierți, da. Și am văzut o concurentă din sezonul 2, care băiatul meu David începuse un fel de cunoaștere cu ea, dar fata nu, n-a vrut, pentru că nu venise să-și găsească jumătatea, se numește Cătălina. Iar a postat ceva și lăsase părul lung, a schimbat culoare, era mai blondă. Am văzut că și-a pus și botox foarte bine. De ce să-și adă numai într-un fel să fie cu părul scurt și fără botox? Toate fetele, e mod acum, toate fetele. Bine, nu doar fetele. Am văzut și cântărețe care sunt cam la vârsta mea și își pun botox. Fiecare cum se simte bine, eu nu critic și nu condamn absolut pe nimeni, doar îmi spun o părere, discut despre ei, atât tot, despre faptele care le-au făcut, despre ce am văzut. Nu judec, fiecare face ce vrea, cum și eu fac ce vreau, bineînțeles. Dacă vreau să mă duc și să-mi pun ceva, îmi pun, nu am nicio problemă cu asta. Și i-am văzut pe Anda și Leo, că au petrecut împreună Repelion, par foarte fericit, cel puțin ce postează. Par foarte fericiți și mă bucur pentru ei. Mă bucur foarte mult pentru ei. Raluca a fost sorcovită, a venit o fetiță și a sorcovit-o. Și a dat bani. I-a dat, păi, cum sorcovă fără bani? După aceea l-a sorcovit și pe Alex. Părea fericită, măcar dacă, eu chiar le doresc să rămână împreună, la toți care s-au căsătorit, pentru că de asta te căsătorești, să faci o familie și să trăiești împreună toată viața. Nu te căsătorești ca să te desparți. Apropo de asta, am văzut că cineva a postat pe Facebook, David și Andra s-au despărțit. Vă asigur că nu s-au despărțit. Nu. Stau împreună, să știți. Stau împreună.
Dacă nici eu nu știu corect, apoi cine mai știe? Chiar ieri am vorbit cu el. Nu s-au despărțit. Nu știu ce o fi pe parcurs, nu ghicesc viitorul, dar știu că sunt, în acest moment, când vorbesc, sunt împreună. Ce o mai fi, o mai vedea. Așa că speculațiile nu și-au rostul. Iar cum am văzut la Raluca, ce nume are, ar fi o pisicuță, zicea că e dor de miții sau pisic, cum o chema pisicuța din casă, și și-a luat un pisic gri frumos, Tom. Eu am un cățel pe care îl cheamă Tom, dar fiecare pune la animalul lui, din dotare, orice nume vrea. Și Paul și Roxana au pisic, toată lumea are pisic acum, toată lumea, chiar și eu mi-am luat un pisic. Nu pot să vi-l arăt că e la mine pe genunchi și doarme. Doarme și toarce, toarce și doarme. Viorel și Deni au transmis un mesaj susținătorilor foarte frumos, le-au urat la mulți ani, au fericit și toate, ne urăm toți. Le-a mulțumit pentru susținere, normal că a fost foarte susținut și încurajat să se căsătorească, pentru că, dacă vă amintiți, Viorel mai spre sfârșit chiar nu era sigur, dar acum pare foarte fericit, de ce să nu se căsătorească? Cât are? 15 ani? E exact vremea potrivită pentru căsătorie, foarte potrivită. După câte am înțeles, Miruna și Cosmin sunt în Siberia, în Rusia, sunt acolo la Revelion, dacă ori mai fi, ce ori fi căutând acolo, nu știu, dar fiecare cu gusturile lui, dacă lor le place acolo, că am mai văzut o poză, scriau că sunt degerați. Da, să fie degerați. Unde s-au dus? Nu s-au dus în Africa, la ecuator, unde e foarte cald. Sau măcar aici la noi. Aici la noi e foarte cald. Avem până acum doar peste 20 de grade. Azi am fost, am plimbat cățelul, am fost pe malul mării, sunt puține valuri, dar nu e frig deloc. Vedeți, eu am o singură bluzică și sunt afară. Decât o bluză am pe mine. Nu-mi place să mă îmbrac, nu-mi place să mă îmbrac gros. Dar nu e frig, nu e frig absolut loc. În jur de 20 de grade, mai mult de 20 de grade. Eu o să mai scadă până pe la 18 grade peste noapte, da. Dar mâine iar o zi frumoasă, s-a anunțat toată săptămâna. Ia să vedem. Și l-am văzut pe Sebaidin, făcea live, intrase și Valentin cu Gabriela. Tot așa, să răspunde la întrebări. Sunt unii care pun niște întrebări foarte incomode, nu știu de ce interesează, nu știu de ce interesează astea. Unii vorbesc chiar urât, nu sunt de acord cu ei, de ce să vorbești urât cu cineva pe care nu-l cunoști dacă l-ai cunoaște? Și dacă l-ai cunoaște, ce te ajută? Ce te ajută să vorbești urât? Când poți vorbi frumos. Ei au fost într-o emisiune. În această emisiune n-au făcut exact ce au vrut, pentru că nu se poate, sunt niște reguli care trebuie să le urmezi, pentru că nu se poate altfel, nu le urmezi, încalci regulamentul, îți dă amendă, cum am plătit și eu de ori. Deci, întrebările idiote chiar nu și-au rost. Cam atât pentru azi, vă rog să vă abonați la canalul meu, să apăsați clopoțelul și să dați like, să dați share. La revedere!